încă o dată se pun interesele acestor clanuri înaintea intereselor țării. Până la urmă, responsabilitatea ultimă este la domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu conduce această guvernare, conduce această majoritate și de 10 zile joacă țonțoroiul și bate pasul pe loc. A folosit sintagma că este o demisie firească, am văzut și în înregistrarea de mai devreme, ca o aluzie la firea. Dom'le, nu știu, dar România nu are nevoie de oameni care folosesc, eu știu, integrame sau semnale cu fum. Ca om politic trebuie să acționezi. Stă în pixul lui să trimită cererea de revocare la Cotroceni, să o demită pe Gabriela Firea.